cum să... Bine, îi dăm aici. Sus, sus! Hai, Stoinești-o! Îl salut cu respect pe domnul președinte al Consiliului Județean Vâlcea, domnul Rădulescu Constantin. Vreau să-l aplaudați din partea mea, că e prietenul meu, un om extraordinar. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să știți că nu-l aud, că eu nu știu politică, nici nu știu ce culoare politică are. Dar domnul președinte, la toate evenimentele și prin toate localitățile, vine și vorbește cu toată lumea. Un om extraordinar și eu îl respect tare mult și vreau să-l mai aplaudați o dată din partea mea și pe domnul primar. Ziua Comunei Stoilești a fost un bun prilej pentru președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, de a întâlni vechi prieteni și de a sta de vorbă cu cetățenii din localitate și zonele învecinate. Vă spun și eu din nou, bună ziua, la mulți ani. Mă bucur tare mult să vă revăd pe mulți dintre dumneavoastră. E o bucurie să văd că drumul județean se apropie de finalizare cu toate greutățile pe care le-am întâmpinat. Facem un drum județean 678 până la Câmpul Mare, foarte bun. Vreau să-l felicit pe domnul primar pentru faptul că va reuși să facă asfaltul în atâtea sate, dar uitați ceva de podurile de la Giuroiu și de la Malu. Importante, sunt două investiții extrem de importante pentru localitate. Oameni buni, tot ceea ce facem, facem pentru dumneavoastră. Important este că în Vâlcea se fac drumuri, se pune asfalt. Important este că municipiul Râmnicu Vâlcea se construiește prima clădire nouă de spital de după Revoluție și vreau să vă spun că am semnat și spitalul vechi pe care îl știți dumneavoastră cu toții intră și la reabilitare, că mi-a ajutat Dumnezeu. Până una alta, să vă dea Dumnezeu mai bine, aveți un primar bun, inimos și astăzi să petreceți frumos. Toți cei care sunt aici pe scenă sunt din respect pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, oameni buni, vă pup, vă iubesc. Ne revedem după 2 ani pe acest platou, după pandemia care ne-a afectat pe toți. Și în această zi specială, alături de noi, sunt oameni dragi nouă, oficialități ale județului Vâlcea, oameni care au fost alături de noi, care ne-au ajutat și cu siguranță ne vor ajuta în continuare. Vă doresc la mulți ani, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că sunteți alături de noi. Cu acest prilej au fost premiate și cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Ion și Iulia Copăcel. Copăcel, Copăcel, veniți încoace. E mătușa doamnei subprefect. Hai, dă-te jos să o pup pe uncheta. Așa, vezi? Hai. Și dai și buchetul de flori de-l primiști de la... Nu-l păstra pentru tine, bravo. Să rămână. Pe nepoată ta nu o pup, dar pe mata te pupai. Asta e. E aici, nu? Pe care are bărbatul mai înalt ca mine. Constantin și Elena Pârvu, 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la mulți ani. Ia uite ce frumos, ca semn al iubirii trainice, încrederii și legământului sfânt al căsătoriei. La mulți ani. Diploma, banii de la primar și băutura de la domnul vice. Artiștii invitați au încântat cu repertoriul lor pe cei prezenți. Tira vă cântă, să uitați amarul, la mulți ani, mulți ani, indicați paharul, să-mi tira vă cânt, iau-ți mustață, sus!